Ascultă, înțelege, privește, informația corectă. Bună seara, Botoșan, bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Lorena Pătrunela Chiribuță și vă prezint știrile TLM. Iată care sunt principalele titluri ale zilei. Controle intense și în sistem integrat au desfășurat oamenii legii în weekendul care s-a încheiat. Un monument comemorativ va fi ridicat la Huțani, în județul Botoșani, în memoria victimelor celui mai tragic accident rutier din istoria României. Zeci de unități de învățământ din municipiul Botoșani vor beneficia simultan de dotări importante pentru asigurarea unui act educațional de calitate, sigur și modern. Acțiuni de amploare desfășurate de polițiștii botoșeneni. Sâmbătă, polițiștii botoșeneni de ordine publică, rutieră și acțiuni speciale, împreună cu cei ai Biroului Județean de Poliție Transporturi, au desfășurat activități în sistem integrat cu polițiști de frontieră și jandarmi pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică în rândul cetățenilor. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate peste 140 de sancțiuni contravenționale, în valoare de mai bine de 120.000 de lei și au fost reținute 14 permise de conducere. Cele mai multe dintre sancțiuni au fost aplicate pentru abateri la regimul rutier și nerespectarea normelor de conviețuire socială. Au fost vizate aspecte ce țin de depistarea persoanelor urmărite la nivel național și internațional, prevenirea și combaterea cauzelor generatoare de accidente rutiere, cu precădere depistarea persoanelor care conduc sub influența alcoolului sau substanțelor psihoactive, precum și identificarea și tragerea la răspundere penală a persoanelor implicate în săvârșirea de infracțiuni. De asemenea, au fost utilizați câini specializați în detectarea drogurilor din cadrul Poliției de Frontieră. Și în acest weekend, polițiștii botoșeneni au acționat în sistem integrat împreună cu polițiștii de frontieră și jandarmi și cu sprijinul celor din cadrul Biroului Județean de Poliție Transporturi. Astfel, în cadrul activităților desfășurate în acest weekend, au fost oprite două autovehicule de transport persoane, iar în urma controlului efectuat de polițiști în bagajele călătorilor, au fost identificate peste 1000 de pachete de țigarete de proveniență duty-free, pentru care proprietarii nu dețineau documente legale de transport sau de proveniență. Astfel, în cauză au fost aplicate 5 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 60.000 de lei și a fost dispusă confiscarea țigaretelor. Totodată, polițiștii rutieri au informat conducătorii auto despre noile modificări legislative privind pedeapsa prevăzută de lege în cazul comiterii unui accident de circulație de către o persoană care nu deține permis de conducere sau este sub influența alcoolului sau a drogurilor și care are ca urmare moartea victimei. Cei care comit astfel de accidente rutiere vor fi condamnați la închisoare cu executare. Viteza excesivă rămâne o problemă majoră și una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere. Polițiștii de la rutieră au organizat ieri o nouă acțiune pe această linie, în urma căreia peste 40 de șoferi au fost sancționați pentru că nu au respectat regimul legal de viteză. Activitățile de prevenire și combatere a cauzelor generatoare de accidente rutiere vor fi desfășurate în mod constant pe drumurile din județ, siguranța traficului rutier fiind o prioritate pentru polițiști. Viteza excesivă reprezintă una din principalele cauze generatoare de accidente rutiere. Din păcate, mulți dintre șoferi nu învață nimic din tragediile care se produc pe șosele din această cauză și continuă să circule cu viteză peste limita legală. Ieri, polițiștii din cadrul serviciului rutier au acționat pe această linie și au controlat peste 90 de autovehicule. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 56 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 15.000 de lei, cele mai multe fiind pentru nerespectarea regimului legal de viteză. Polițiștii din cadrul serviciului rutier au desfășurat o acțiune pentru prevenirea și combaterea accidentelor rutiere care au drept cauză generatoare depășirea limitei legale de viteză. Astfel, aceștia au acționat pe raza întregului județ, iar în urma neregulilor constatate, 44 dintre conducătorii auto au fost sancționați pentru depășirea limitei legale de viteză. Scopul activităților este creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor cu privire la riscurile la care se expun atât ei cât și ceilalți participanți la trafic în momentul în care încalcă regulile de circulație. Conducători auto reținuți de polițiști pentru infracțiuni la regimul rutier. Primul, un bărbat de 54 de ani din comuna Tudora, bănuit de comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă, conducere fără permis și refuz de recoltare de probe biologice de sânge. Din cercetări a reieșit faptul că în cursul zilei de sâmbătă acesta ar fi condus un tractor agricol pe drumul public din comuna Tudora, împrejurare în care a intrat în impact cu un autoturism care era staționat
pe marginea părții carosabile. În urma impactului a rezultat rănirea unei persoane care se urcase în autoturism. Fiind testat cu aparatul etilotest, valoarea rezultată a fost de 1,25 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost introdus în arestul IPJ Botoșani. De asemenea, ieri, polițiștii botoșaneni au emis ordonanță de reținere pentru 24 de ore pe numele unui tânăr de 25 de ani din comuna Albești, bănuit de comiterea infracțiunilor de conducere fără permis, refuz de prelevare de mostre biologice de sânge și punerea în circulație a unui autovehicul nematriculat. Din cercetări a reieșit faptul că acesta ar fi condus în autoturism fără a deține permis de conducere și cu alcoolemie de 1,28 mg per litru în aerul expirat. Mai mult decât atât, autoturismul pe care îl conducea nu era înmatriculat. În weekendul care a trecut, polițiștii botoșăneni au reținut două persoane cercetate sub aspectul comiterii infracțiunilor de bătămare corporală din culpă, conducere fără permis, conducere sub influența alcoolului, refuz de prelevare de mostre biologice de sânge și conducerea unui autovehicul neînmatriculat. Cei doi au fost depistați în localitățile Albești și Tudora, iar în urma cercetărilor față de aceștia a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ori. Cei doi conducători auto au fost introduși în arestul IPJ Botoșani, fiecare fiind cercetat pentru infracțiuni comise la regimul rutier. A intrat în apă să se răcorească și a sfârșit tragic. O cunoscută avocată din Botoșani a mers cu familia sâmbătă la un grătar și a făcut o baie în râul Prut. La un moment dat, soțul a văzut cum aceasta plutește nemișcată cu fața în jos. A scos-o din apă și a sunat imediat la 112. Medicii au reușit să o readucă miraculos la viață după ce inima nu i-a mai bătut timp de 20 de minute. Însă după câteva ore, avocata a murit la spital. Echipajul Team Smurd a fost solicitat sâmbătă într-o misiune de salvare în localitatea Ripicen pentru a interveni în cazul unei femei de 53 de ani, posibil înecată în râul Prut. Din primele informații, victima a fost scoasă din apă de câteva persoane aflate pe malul apei. Un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță a început manevrele de resuscitare, iar acestea au continuat cu sprijinul echipajului Team Smurd. Victima a ieșit din stop cardiorespirator și a fost transportată la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Botoșani. Din păcate, femeia în vârstă de 53 de ani, salvată din râul Prut, a murit la spital în ciuda eforturilor cadrelor medicale pentru a o ține în viață. Un monument comemorativ va fi ridicat la Huțani, în județul Botoșani, în memoria victimelor celui mai tragic accident rutier din istoria României, petrecut pe 29 iunie 1980, atunci când 48 de oameni și-au pierdut viața. După mai multe licitații eșuate pentru edificarea monumentului, la care nu au fost depuse oferte din partea constructorilor, Consiliul Județean a schimbat modul de abordare pentru acest obiectiv. Prin urmare, s-a decis ca proiectarea să fie contractată separat și apoi să fie organizată o altă licitație pentru execuția monumentului. În prezent a fost stabilită firma care realizează proiectul tehnic și care a venit cu o nouă idee de monument. Imaginea și simbolistica au fost mult îmbunătățite, noul edificiu având pe exterior o scară împrejmuitoare formată din 48 de trepte pentru fiecare victimă care și-a pierdut viața în cel mai tragic accident rutier din România. Pe această scară avea 48 de trepte, câte una în memoria fiecărei persoane care și-a pierdut viața în acest accident. Și bineînțeles, în partea de sus, o cruce mare care se va vedea de la foarte mare distanță. Și sperăm ca în cel mai scurt timp să avem proiectul predat și să începem procedura de derulare a achiziției pentru lucrări. Consiliul Județean Botoșani a scos la licitație proiectarea și execuția monumentului comemorativ de 4 ori, dar din păcate nu s-a prezentat nimeni. În aceste condiții am separat proiectarea de execuție și s-a reluat procedura de licitație. Avem în acest moment încheiat contractul pentru realizarea proiectului tehnic, iar după predarea acestuia vom scoate la licitație execuția monumentului, care va fi unul deosebit și va păstra veșnic în amintirea noastră cele 48 de persoane care și-au pierdut viața în cel mai grav accident rutier produs în România. În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean s-a aprobat și proiectul de hotărâre privind solicitarea de trecere a unui teren din domeniul public al Comunei Vlădeni în domeniul public al județului Botoșani. Comuna Vlădeni s-a angajat să pună la dispoziție terenul necesar pentru construirea monumentului și trecerea acestuia din domeniul public al județului Botoșani.
Potrivit prevederilor codului administrativ, transferul terenului se face la cererea Consiliului Județean prin hotărârea Consiliului Local al Comunei Vlădeni. După transmiterea în domeniul public al județului, acesta va fi declarat ca bun de interes public județean. Proiectul urmărește realizarea monumentului comemorativ al victimelor celui mai grav accident rutier din România, care a dus la dispariția 48 de oameni la data de 29 iunie 1980, conferind respectul cuvenit pentru cei plecați la cele veșnice, precum și pentru familiile și rudele acestora. Bugetul pentru acest proiect se ridică în momentul de față la aproximativ 50.000 de euro, însă poate suferi modificări pe parcurs. Investiție istorică în unitățile de învățământ din municipiul Botoșani. La sfârșitul lunii iulie 2023, primarul Cosmin Andrei a semnat un contract de finanțare de aproximativ 9 milioane de euro. Banii vor veni din PNRR și se vor folosi pentru dotarea cu mobilier și echipamente a 100 de săli de clasă și 10 de laboratoare și ateliere școlare. Va fi cea mai mare investiție în sistemul de învățământ botoșenean de la Revoluție încoace, a declarat edilul municipiului. În valoare de 45 de milioane de lei, contractul de finanțare include dotarea 31 de școli cu personalitatea juridică și a 14 unități de învățământ arondate. Toate acestea vor beneficia de mobilier și echipamente digitale pentru sălile de clasă, pentru laboratoarele de știință, ori pentru atelierele de practică. 651 de săli de clasă vor fi dotate cu echipamente digitale, 670 de clase vor fi dotate cu mobilier și materiale didactice, 57 de laboratoare de științe dotate cu mobilier și materiale didactice, 49 de laboratoare de științe vor fi dotate cu echipamente digitale, 75 de cabinete școlare vor fi dotate cu mobilier, materiale sportive și echipamente digitale, 16 ateliere de practică vor fi dotate cu echipamente digitale. În același program PNRR separat au mai aplicat și obținut finanțare liceele din Botoșani. Mai sunt și instituții care nu sunt în subordinea primăriei. Le mulțumesc și directorilor implicați care au depus separat aceste solicitări pentru finanțări, care practic reprezintă cea mai mare investiție făcută în învățământul botoșenean de la Revoluție până astăzi. Totodată, Primăria Botoșani a obținut finanțare pentru reabilitarea energetică a 11 unități de învățământ din municipiu. În plus, altele au investiții în desfășurare cu bani din bugetul local. Reprezentanții municipiului Botoșani vorbesc deja despre o a doua șosea de centură a orașului. În lungime de aproximativ 12 km, ar urma să facă legătura între șoseaua Iașului și localitatea Victoria din comuna Stăuceni. Primarul Cosmin Andrei a declarat că investiția ar avea finanțare. Totodată, despre primul ocolitor, cel prin Curtești, ediluri a declarat că lucrările vor începe în prima jumătate a anului 2024. Prima șosea de centură a orașului prin Curtești este finanțată de CNAIR. În mare parte, documentele sunt finalizate. Va avea 10 km și va costa aproximativ 70 de milioane de euro. Primarul Cosmin Andrei se așteaptă ca lucrările să înceapă cel târziu în prima jumătate a anului 2024. După ce se primește acest aviz, urmează hotărârea de guvern cu aprobarea indicatorilor și apoi cea de-a doua hotărâre de guvern cu decizia de expropriere. Dacă lucrurile merg așa cum ne dorim noi și se încadrează în calendarul estimat, putem avea la începutul anului șantier pe acest prim tronson, care are deja documentație tehnică. Șoseaua de centură, varianta de ocolare, are trei segmente, dintre care unul singur dintre segmente, ultimul, la ieșirea din Curtești în zona mărului și până la sensul giratoriu de la Lebăda, este singura porțiune în care se face numai o îmbunătățire și o modernizare a unui drum existent. În rest, sunt și tronsonul 1 și tronsonul 2 sunt drumuri noi. În același timp, spune primarul, există finanțare tot de la CNAIR pentru al doilea ocolitor al municipiului. Acesta ar urma să facă legătura între șoseaua Iașului și localitatea Victoria din comuna Stăuceni, să aibă ieșire la drumul național Botoșan-Ștefănești, modernizat tot de CNAIR. S-a semnat un acord de parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană. Astfel, avem finanțare și pentru cel de-al doilea tronson, care are o lungime estimată a traseului de 12,5 km
iar valoarea totală estimată este una foarte mare, impresionantă pentru dezvoltarea comunității locale, 546,6 milioane de lei. Finanțarea celui de-al doilea ocolitor va veni din fonduri europene. Proiectul USR pentru un municipiu mai curat și pentru protejarea botoșenenilor de câinii nesupravegheați a fost respins de PSD. Consilierul local Raluca Curelariu declara că regulamentul privind gestionarea câinilor cu stăpân din Botoșani nu a mai fost modificat de 14 ani și că are nevoie urgentă de o actualizare. Asta mai ales că amenzile pe care le prevede sunt derizorii. Regulamentul privind gestionarea câinilor fără stăpân din Botoșani nu a mai fost modificat de 14 ani. În acest sens, reprezentanții USR au inițiat un proiect de hotărâre pentru aducerea acestuia în 2023. Prezentat săptămâna trecută în ședința ordinară, proiectul a fost respins. Consilierii locale ai Uniunii Salvați România sunt revoltați. Practic, ne-am dorit să actualizăm amenziile, în acest moment fiind foarte, foarte mici, vorbim de o amendă de 50 de lei, pe care dacă o plătești în termen de 15 zile, plătești doar 25 de lei. În ideea asta am vrut să responsabilizăm proprietarii de câini din municipiul Botoșani, să îi determinăm să strângă mizeria făcută de lăsată în urmă de căteilor, să nu-și abandoneze căteii și, bineînțeles, să nu-i lasă nesupravegheați. Atât am dorit în acest proiect. Să dăm poliției locale fărghile necesare pentru a putea responsabiliza cetățenii care au câini. Pus pe ordine de zi după 3 luni, proiectul se armoniza cu legislația actuală și propunea amenzi mai mari pentru lipsa de responsabilitate a stăpânilor de câini. Acesta a fost respins însă după ce aleșii locali de la PSD s-au obținut, tocmai pentru că actul normativ să nu fie aprobat, spun reprezentanții formațiunii politice. Din păcate, domnul primar, împreună cu aceștia consilieri de la PSD, au decis că dacă ei au dormit în papuci și nu s-au prins că un regulament e neschimbat din 2009, nu vor vota modificarea regulamentului și actualizarea lui, strict pentru că este propunere USR. Nu au justificat în niciun fel votul împotrivă și este strict din considerente politice. În luna februarie a acestui an, un copil de 10 ani a fost mușcat de 3 câini scăpați dintr-o curte și a ajuns în comă indusă la spital. Din fericire, după câteva zile s-a trezit și a reușit să se recupereze cu ajutorul medicilor specialiști. Tragedia se poate repeta oricând, mai ales că proprietarii de câini știu că regulamentul local este de partea lor, declară consilierii USR Botoșani. Continuăm jurnalul cu știrile pe scurt. Pompierii botoșeneni au fost solicitați duminică dimineață pentru a interveni la stingerea unui incendiu ce a izbucnit la mansarda unei locuințe din comuna Cristești. Apelul la 112 a fost făcut chiar de către proprietari. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje din cadrul detașamentului de pompieri botoșani cu 2 autospeciale cu apă și spumă, dar și pompierii voluntari din comună. Când au ajuns la fața locului, au constatat că incendiul se manifesta la una dintre camerele mansardei. Ei au reușit să limiteze extinderea flăcărilor la întreaga locuință. Cel mai probabil incendiul s-a produs de la un scurt circuit la un corp de iluminat. Tot ieri, pompierii din cadrul detașamentului Botoșani au intervenit pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un autoturism în localitatea Vorona. La fața locului s-au deplasat un echipaj cu aută specială de stingere cu apă și spumă. Din primele informații, autoturismul se afla în mers, moment în care șoferul a observat fum în zona compartimentului motor și a oprit imediat. Cei 2 pasageri s-au autoevacuat la timp și au sunat la 112 pentru a cere ajutor. Ajunși la locul intervenției, pompierii au constatat că incendiul se manifesta generalizat la întregul autoturism, flăcările fiind stinse în mai puțin de 10 minute. Cel mai probabil incendiul a pornit în urma unui scurt circuit. Botoșenen violent reținut pentru 24 de ore. Este vorba de un bărbat de 37 de ani din comuna Mitoc, bănuit de comiterea infracțiunilor de violență în familie și încălcarea ordinului de protecție. Din cercetări a reieșit faptul că acesta ar fi mers la domiciliul tatălui său și l-ar fi agresat, deși exista un ordin de protecție emis de judecătoria Săveni care interzicea să se apropie de acesta la o distanță mai mică de 50 de metri. Bărbatul a fost introdus în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Botoșani. Pentru această săptămână, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță numai puțin de 711 joburi, din care cele mai multe sunt în domenii precum confecții, construcții și alimentație publică. Cu studii superioare se caută ingineri în diferite domenii de activitate, medic veterinar, economist, specialist în achiziții, asistent manager și director general. În perioada ianuarie-iunie 2023, urmarea serviciilor și măsurilor de stimulare a ocupării forței de muncă oferite de AJFM Botoșani, peste 2100 de botoșăneni au fost încadrați în muncă, din care 892 femei.
Acestea au fost știrile zilei. Rămâneți alături de noi pentru a urmări știrile din sport. Datele meteo, Colțul de râs, rubrică realizată de Dumitru Monacu. Noi ne revedem mâine de la ora 18. Toate cele bune!